Oameni buni, cam așa încep problemele. Priviți cum arată aceste frunze de păr. Priviți și aici. Au început să o filească, au început să înnegrească efectiv. Ușor, ușor o să înnegrească absolut tot acest lăstar. Apoi o să urmeze astfel de semne. Astfel de semne, cu tot ce înseamnă fruct. Iar apoi, ceva de genul. Priviți ce se întâmplă când pomul nu este tratat. Putea fi salvat, dar din păcate, acum, cred că este undeva prea târziu. Bună dimineața, oameni buni! 6 dimineața, 6 și un pic, ne pregătim de un tratament preventiv la pomii fructiferi. Într-adevăr, este un tratament care nu are nicio legătură cu ceea ce v-am prezentat dumneavoastră, dar celor care vor să aplice anumite stropiri, anumite tratamente pomilor fructiferi, indicat cam pe la această oră să stropiți dimineața cât mai devreme, dar aveți grijă ca pe frunze să nu aveți apă, că dacă aveți rouă, eu știu, ceva umiditate, nu este indicat. Sau seara mai târziu. Prin astfel de metode evitați ca anumite insecte care noi le iubim, nu dăm nume, să poată să-și facă de cap acolo prin pomii noștri fructiferi, dar vedeți noastră că acele insecte pot transmite și mai departe anumite boli care le găsesc pe acolo prin pomul nostru. Oameni buni, v-am arătat câteva imagini cu o boală care face ravage prin livezile noastre. Este vorba de focul bacterian și am văzut foarte, foarte multe postări cu oameni disperați care vor să scape de astfel de boală. Acum, vedeți că noi românii suntem puțin mai răutăcioși, să spunem așa, și venim cu întrebare. De ce nu am aplicat preventiv anumite tratamente să nu avem de-a face cu astfel de boală? Că știți prea bine, o boală mai repede o previi decât să o combați. Toamna, când pomul a terminat cu tot ce înseamnă fruct, frunză, mergeți lângă el, dați jos toate frunzele, dați jos toate fructele care le vedeți dumneavoastră pe acolo prin el, multe fructe afectate de anumite boli, strângeți, ardeți ramurile care le vedeți că sunt afectate, ramurile care prezintă anumite semne de boală, nu contează ce boală, le tăiem, le ardem, fie toamna, fie primăvara. La fel, primăvara, când pomul intră în vegetație, aplicați tratamentele aferente perioadei și atunci sunteți lipsiți de astfel de probleme, dar în momentul în care, eu știu, nu ați avut timp sau nu ați avut o situație financiară care să vă permită să achiziționați anumite substanțe și să stropiți, chiar dacă ele sunt foarte, foarte ieftine, și vă confruntați cu astfel de probleme, acum este un pic mai greu, dar nu imposibil. Ce trebuie făcut? În primul rând, timpul acesta care ne-a dat peste cap cumva pe toți această primăvară capricioasă, cu ploi, cu vijelii, eu știu, cu un timp puțin mai răcoros, ajută la instalarea acestor boli, fie că vorbim de molilioză, fie că vorbim de focul bacterian. Mai ales că despre focul bacterian este vorba în acest material, este o boală care este ajutată cumva de acest timp răcoros și de această umiditate care, eu știu, persistă prin livezile noastre. Oameni buni, exact cum vă spuneam în toate clipurile, pomul trebuie să fie aerisit, pentru că această boală și nu numai se transmite foarte ușor prin picăturile de apă, prin ploaie, prin vânt, v-am spus, și insectele poate să ducă boala dintr-o parte în partea cealaltă. Sculele pe care dumneavoastră le folosiți când toaletați pomii, dezinfectați-le, pentru că foarte ușor duceți boala dintr-o parte în partea cealaltă. Tot ce ați dat jos din pom, creangă, frunză, fruct, luați și ardeți, care au rămas pe acolo prin pom. Nu plantați pomii foarte apropiați, pentru că atunci, la fel, bolile se pot instala mult mai ușor și pot migra de la un pom la celălalt. Și sunt multe, foarte multe situații în care noi cumva, fără să știm, aducem boala la noi în gospodărie, chiar și prin pomii pe care dumneavoastră i-ați luat, eu știu, de undeva după marginea drumului, puteți să-i aduceți în livadă și să vă îmbolnăviți toată livada, pentru că sunt pomi, material săditor adus dintr-o zonă nesigură, într-o zonă care poate deja este afectată de anumite boli și anumiți dăunători, bineînțeles. Deci, ce trebuie făcut? Neapărat, dacă vă observați la pomii dumneavoastră fructiferi, vorbim aici de măr, de păr, de gutui, astfel de situații, adică cel mai ușor și pe înțeles omului, vedeți părți care s-au înnegrit în corona pomului, adică sunt anumiți lăstari care sunt negri, pur și simplu, și fructele se mumifică dintr-o dată, se usucă. Interveniți prin tăieri care le faceți nu din zona
unde ați observat dumneavoastră că se stopează boala, ci cu 10, 15, 20 cm, chiar și mai mult, din partea sănătoasă, care o vedeți dumneavoastră și o crede sănătoasă a pomului. Să nu lăsați boala să înainteze spre scheletul pomului, pentru că pomul se poate usca. Punct. Ideea este în felul următor. Dacă diametrul de unde a stăiat dumneavoastră acea ramură depășește cumva un 2-3 cm, atunci neapărat trebuie tratat cu un mastic. Pentru că în perioada de început de vegetație a pomului, când dumneavoastră ați intervenit printr-o tăiere, puteți stropi cu o substanță cuprică și atunci cicatrizați, dezinfectați rănile. Dar aici vorbim deja de o problemă de sănătate a pomului și trebuie neapărat intervenit cu mastic. Mastic din acela de altoi, dacă v-a rămas, eu știu, din primăvară. Dați bine, pentru că se formează o anumită peliculă prin care apa nu mai ajută să înainteze boala și boala efectiv este stopată. Deci cumva este izolată acea ramură să nu mai răspândească și să nu mai înainteze boala, eu știu, până toată coroana pomului. După ce ați scos de acolo absolut tot ce vedeți dumneavoastră negru și uscat, ardeți. Nu duceți până livadă să depozitați crengile undeva, că vă trebuie să le tăiați peste ceva timp să le băgați pe foc. Nu. Ardeți. Ardeți tot, pentru că este o boală care face ravagiu. O boală care este prezentă prin livezile noastre nu de foarte mulți ani. Pentru că așa se întâmplă, apar mereu boli și dăunători care cumva compensează celelalte boli și ceilalți dăunători, ca pomii noștri, eu știu, să fie distruși și să nu mai avem parte de fructe și, mă rog, livezi sănătoase. Oameni buni, cel mai ușor, exact cum vă spuneam, este să previi o boală, nu să o tratezi. Dar, în cazul în care a scos absolut tot ce v-am spus eu că este afectat și trebuie să aplicați un tratament, alegeți cu încredere substanțele care vă sunt recomandate de cărți, de oamenii de la fitofarmacii și nu în ultimul rând oamenii care au mai folosit astfel de substanțe, astfel de soluții. Aliet este un fungicid care vine în ajutorul oricărui gospodar care are astfel de probleme. Aliet este un fungicid care poate ajuta în astfel de cazuri, dar aveți grijă pentru că toate tratamentele sunt cu repetare, pentru că dacă dumneavoastră a stropit și la 3 zile a plouat, automat substanța aceea nu a stat foarte mult pe partea verde a pomului și trebuie să repetăm cumva tratamentul. Altă substanță care pot spune că este la fel de indicată, Lunacare, un fungicid care nu numai că ajută cumva pomul să-și revină din această problemă, dar îi va stimula cumva și sistemul imunitar. Adică îl va ajuta să răspundă mult mai agresiv în momentul atacului acestei boli. Mai sunt foarte multe, alcupralul la fel și cuferolul care eu îl folosesc, care are o gamă, eu știu, foarte largă și a tratarea a mai multor boli care pot fi prezente prin pomii noștri fructiferi. Deci folosiți tratamentele decât cele care sunteți dumneavoastră sigur și v-ați documentat că au efect în astfel de boli. Problema se pune în felul următor. Tratamentele, folosiți-le în dozele care sunt prescrise în prospect și care vă sunt indicate. Nu încercați dumneavoastră exact ca la, dau un exemplu, la pisică când îi dați, eu știu, un tratament contra paraziților, da, hai să-i dăm mai mult acolo că o să fugă toți puricii puțin mai devreme. Nu. Folosiți decât dozele care vă sunt recomandate. Pomii noștri, nefiind învățați cu anumite tratamente, pot reacționa în multe feluri și indicat ar fi. Deci asta vă spun eu din propria mea experiență, ca prima oară pentru, eu știu, deci dăm astăzi decât într-o anumită zonă a pomului, să vedem cum reacționează. Iar mâine dăm pe tot pomul dacă nu s-a întâmplat absolut nimic. Au fost cazuri în care pomii au reacționat greșit. Chiar dacă mulți nu mă cred ceea ce vă spun, sunt o parte care au pățit astfel de lucruri și îmi pot da dreptate. Deci, oameni buni, fără să mă alungim vorba, v-am dat câteva exemple de soluțiile care pot fi aplicate în momentul în care avem astfel de probleme prin livadă la pomii noștri fructiferi, subliniez, semințoase, măr, păr, gutui, și ce trebuie făcut înainte ca noi să aplicăm aceste tratamente sau ce trebuie făcut să prevenim această boală să apară pe la noi prin livadă. Simplu și la subiect. Vă urez succes și încercați să aveți grijă de pomii dumneavoastră, pentru că un fruct cules din pomul dumneavoastră cred că este de 1000 de ori mai valoros decât acela pe care îl cumpărăm din market. Frumos, aparent, sănătos, dar din păcate fără gust. Numai bine vă doresc!